Iubiți credincioși și dragii mei, de ună zi spuneam ucenicilor că un om asemenea preasfințitului Părintele nostru Vasile, în cele 40 de zile după plecarea în veșnicie, își mai ia pe cineva drag. Sigur, gândul meu mergea foarte departe. Însă s-a și întâmplat astăzi, a trecut în veșnicie, preasfințitul Părinte Gurie, al Devei și Hunedoarei, care era ucenic al preasfințitului Părinte Vasile. Câteva gânduri. Mi-a fost apropiat, ne cunoșteam, eram aproape de aceeași vârstă. El a fost ucenicul mitropolitului Nestor, de la Craiova, mitropolitul Olteniei. Acolo și-a făcut ucenicia. A făcut multe studii, însă a avut experiență și monahală și preoțească. A plecat în veșnicie mitropolitul Nestor fără să apuce să-l hirotonească episcop vicar. În urma lui, în scaunul de mitropolit al Olteniei, a ajuns Teofan, actualul mitropolit al Moldovei. După ce a ajuns mitropolit Teofan, s-a gândit să-l hirotonească sau nu pe Gurie. Garantul moral a fost preasfințitul Părintele nostru Vasile. Aceste lucruri vi le spun chiar din gura lui. Preasfințitul Părinte Vasile a fost cel care l-a influențat decisiv pe mitropolitul Teofan să-și ia vicar pe Gurie, mitropolitul Teofan. Un alt amănunt, probabil că ați citit, episcopul Gurie este de-al nostru, din județul Cluj, de undeva de lângă Dej, din Huta. În fiecare an, în ultima vreme, în preajma sărbătorii Sfinții Apostol Petru și Pavel, venea în sobor de arhierei, preot și diacon să slujească în satul natal. Hramul parohiei Huta este Sfinții Apostol Petru și Pavel. De asemenea, știu prea bine pentru că această parohie, pe când eram starețul mănăstirii Nicula, eu am înființat-o. Noi, mănăstirea, eu în calitate de stareț, gestionam satul Huta cu tot ceea ce însemna credincioșii și pământurile de acolo, pentru că la un moment dat un om de bine din acest sat și-a lăsat toată averea mănăstirii Nicula și pe soția lui, pentru că el a plecat în veșnicie, care astăzi este călugăriță în mănăstirea noastră, Maica Parascheva, iar eu am gândit să înființez parohie și cu aprobarea mitropolitului Bartolomeu am și înființat-o și tot ceea ce ne-a donat omul acela, care era rudă cu preasfințitul Gurie, am lăsat parohiei și astăzi avem parohia Huta. Pe atunci era doar filie. Preasfințitul Părinte Gurie, un om de o calitate excepțională, a fost vicar la Craiova și apoi titular la Deva, episcopie nouă, dar episcopie cu foarte mare valoare istorică, adăugând, bineînțeles, și faptul că în această episcopie este mănăstirea Prislop, unde odihnește Părintele Arsenie Boca. Dacă veți merge vreodată în această episcopie, veți vedea că a temeluit preasfințitul Gurie foarte serios, foarte temeinic și pentru viitor. Și a investit foarte mult în oameni, în preoți, în credincioși, și dacă veți citi printre rânduri din viața lui, veți vedea cât de mult s-a implicat în viața socială.
Însă, iată că Dumnezeu l-a luat la sine și nouă ne pare rău, pentru că suntem prea oameni. Dar, cu siguranță că ucenicul și l-a regăsit pe Părintele de odinioară în cerul lui Dumnezeu, Preasfințitul Gurie, pe Preasfințitul Părintele nostru, Vasile. Veșnică să-i fie pomenirea. Amin.